FC Argeș, Universitatea Cluj. Universitatea Cluj, care, iată, revine în Liga 1, prima ligă, Superliga din acest sezon, după 7 ani de absență, neînvinsă după 2 meciuri grele cu FCSB în deplasare și cu CSU Craiova pe teren propriu. Argeșul revine aici acasă după ce a pierdut 4-0 în etapa precedentă în deplasare cu Șepși. De fiecare dată Clujul a condus cu 1-0 la pauză și aici Clujul deschide scorul după 3 minute și 10 secunde. Bălan, fostul atacant al Rapidului, înscrie din nou. Bălan a marcat și primul gol al Clujului în acest campionat. Iată faza în reluare. O minge recentrată, Bălan vine bine. Bălan vine foarte bine, a simțit parcă Filip. Să nu uităm evoluțiile lui Filip din primele 2 etape, absolut impresionante. Oh, ce puțin trece, cred că trece puțin pe lângă Vincu. Șutul este pe lângă poartă, șutul lui Purece, fostul jucător al Farului. Foarte bine se pune acolo Bălan, Eli Fernandez. Eli Fernandez la marginea careului, acolo era Marius Constantin, centrarea spre Bălan și mingea trimisă cu capul pe lângă poartă. Bălan în continuare un pericol pentru poarta apărată de Straton. Se analizează faza pentru că Bălan, cred, a apucat să dea în minge și el a fost apoi lovit de Turda. Vedeți că sunt niște semne de întrebare legate de un posibil penalti aici. E penalti. Este penalti pentru Universitatea Cluj. Pure ce a marcat în campionatul precedent un singur gol pentru Farul. Așa, 27 de meciuri. Bate și apără Eli Fernandez. Apără portarul Straton. Ce moment! Ăsta este un moment care poate conta enorm. Bine, să fi stat pe linia porții asta, să mai vedem. Acolo nu e nimeni! Așa ratare, așa ratare Briceag. Cred că era tare mai mare decât penaltiul. Centrarea lui Chipciu, nu este nimeni acolo. Briceag are suficient timp să oprească mingea, dar cu siguranță că a fost atât de tentant să dea la poartă. Mingea părea să se ducă cât de cât bine acolo pentru Florin Ilie. Atenție! Este roșu. Este cartonaș roșu pentru Filip. Nici nu s-a mai să vadă. E posibil să fi văzut arbitrul și să fi preferat să aștepte să nu mai aștepte intervenția VAR-ului. Am zis Filip, am greșit dacă am zis Filip. Oh, ce. Cum se schimbă meciul? Ițian, să nu uităm. A început campionatul precedent aici, la FC Argeș. A plecat de la Chindia la FC Argeș și între timp s-a întors la Chindia și iată acum de la Chindia s-a mutat aici, la Cluj, la Universitatea Cluj. E, și mingea trimisă cu capul în poartă! Ișvan! Ișvan reușește egalarea în minutul 43. Eli Fernandez. Unde-i Marius Constantin? Spuneți-mi și mie, unde este Marius Constantin? Că acolo nu e. E, și aici este șutul lui Bălan. Ce e în apărarea formației piteștene? Chipciu. Bun, de latul terenului. Acum vine și Marius Constantin. Toate cele 4 echipe au mers mai departe în Conference League. Așa că atâta timp cât vor continua să joace săptămânal, să va juca săptămânal, vor avea probleme, așa cum are probleme în apărare Clujul. E 2-1 pentru
E 2-1 pentru FC Argeș, golul marcat de Ișvan. Primul minut, practic, din repriza secundă. Iată faza aici, nu e offside. Nu este offside. Dar e o greșeală acolo, este greșeala lui... Întâi Eli Fernandez, în sfârșit sunt mai multe greșeli. Na, Pițian n-a intrat bine în meci. A avut la dispoziție și pauza. A avut la dispoziție și pauza. Atinge mingea portarul Gorcea. Dacă vreți, Argeșul l-a promovat în locul lui Turis. A fost acea ultima etapă pe ce Argeș acasă cu UTA. Turis trebuia să câștige meciul cu Rapid. A condus și a fost egalată în prelungiri. Aici iese rău portarul oaspeților. Încă un dribling și Garita face 3-0. Cine și-ar fi imaginat așa ceva în minutul 17, când era 1-0 pentru Cluj și penalti pentru Ardeleni? Defensiva clujenilor Ce e aici? Nu știu dacă trebuia să iasă în sfârșit. Pițian depășit, iese portarul Gorcea. E că nu l-a luat, că rămâneau și fără portar. A fost aici calm